4 directori generali și un director adjunct au fost înlocuiți în total la școlile generale și la liceele din Reghin. La grădinițe însă, schimbările nu au fost atât de numeroase. O singură unitate preșcolară va începe anul școlar cu o conducere nouă. Este vorba despre grădinița cu program prelungit numărul 3, unde Aurelia Lazar a fost înlocuită de Claudia Luca. În rest, toate căminele și grădinițele din Reghin își păstrează oamenii aflați la conducere și până acum. Astfel, la grădinița Voinicel rămâne Sorina Sav. La cea cu program prelungit numărul 2 va fi în continuare Ionela Șerban. Cum spuneam, la PP3 în frunte se va afla din această toamnă Claudia Luca, în timp ce la PP4 rămâne Viorica Rusu. De asemenea, la unitatea preșcolară cu program prelungit numărul 5, Violeta Moldovan va ocupa funcția de director și din acest an. Cât despre grădinițele cu program normal, nici aici nu sunt schimbări. La PN2 și 4 rămâne Boloș Margareta. La fel și la PN3, unde și din această toamnă o vom găsi în funcția de director tot pe Maria Petruț. În Reghin sunt în total 10 grădinițe, dintre care 6 au personalitate juridică. Toate instituțiile de învățământ preșcolar se află acum în febra pregătirilor pentru noul an. La nivel județean, doar 70 de directori și directori adjuncți au fost schimbați, dintr-un total de 345. Asta înseamnă un procent de 20%, a precizat inspectorul școlar general Ștefan Someșan. Pe 10 septembrie, toate unitățile școlare își așteaptă micuții cu sălile curate și decorate special pentru ei.